Corea de Sud l-a convocat pe ambasadorul Rusiei și a cerut Moscovei să renunțe la ideea de a trimite soldați nordcoreeni pe frontul din Ucraina. Potrivit unor rapoarte, 1500 de militari din țara comunistă sunt antrenați în Rusia pentru a fi implicați în luptele din Ucraina. Moscova neagă această informație, însă Kievul susține că aproape 20 de militari asiatici au încercat deja să dezerteze și au fost arestați. Centrul de comunicare strategică și securitatea informațiilor de la Kiev a publicat imagini despre care anunță că sunt filmate la un centru de pregătire a militarilor din Rusia. Potrivit ucrainenilor, în filmuleț apar soldați nordcoreeni care primesc echipament militar. Mai mult, presa din Ucraina, care citează surse anonime din serviciile de securitate de la Kiev, scrie că 18 soldați nordcoreeni au fost deja arestați după ce au dezertat. Militarii asiatici ar fi abandonat pozițiile în regiunea Kursk, dar ar fi fost prinși la scurt timp. Președintele Volodymyr Zelensky spune că Moscova își dorește să escaladeze războiul. Liderul ucrainean a declarat anterior că fenianul ar fi gata să trimită în armata rusă peste 10.000 de bărbați. Ми потребуємо рішучості партнерів, особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці Росії. Очевидно, що Путін боїться миру і саме тому шукає, як посилити агресію і залучити на фронт тепер і Північну Корею. Для усього світу це очевидний сигнал. Москва неагă рапортele apărute în presă, la fel și Корея де Норд. Северная Корея, Корейская Народная Демократическая Республика является нашим близким соседом, нашим партнером. И мы развиваем наши отношения во всех областях. И это наше суверенное право. Дальше. Мы видим много противоречивой информации. Южные корейцы заявляют одно. Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям. Поэтому много противоречивой информации. Наверное, так к ней надо относиться. Statele Unite ale Americii anunță că monitorizează informațiile apărute în spațiul public, dar deocamdată nu le pot confirma. If it's true that the DPRK soldiers are going there to join the war against Ukraine, it would certainly mark a dangerous and highly concerning development. I talked about that last week. It is another demonstration of Putin's growing desperation and his growing isolation, that he's got to reach out to North Korea for potential, as I said, we're looking into the reports, potential infantry support to his ground operations. După izbucnirea războiului din Ucraina, Rusia și Corea de Nord și-au aprofundat cooperarea în domeniul militar. Fenianul a oferit Moscovei obuze de artilerie și rachete balistice, potrivit informațiilor obținute de agenția de spionaj din Corea de Sud. Rămășițe de arme produse în Corea de Nord au fost descoperite de mai multe ori în Ucraina, susține Kievul.